pentru actul botezului din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 8, vreau să citesc de la versetul 35. Atunci Filip a luat cuvântul și a început de la Scriptura aceasta și a propovăduit pe Iisus. Pe când urma ei drumul, au dat peste o apă. Și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică ca să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi, din toată inima ta se poate. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Atunci a poruncit să stea calul. S-a coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Amin. Amin. Vă rugăm să ocupați locul. Dumnezeu în cartea psalmilor la psalmul 119 cu versetul 9 spune următoarele cuvinte. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Și răspunsul vine imediat. Îndreptându-se după cuvântul tău. Soră Alexandra, eu te întreb și te mărturisesc înaintea martorilor văzuți și a celor nevăzuți. Dacă crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul? Domnul să te ajute. Pe baza mărturisirii tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat, cine crede se botează, început într-o familie. Tamara și Andrei au hotărât pentru Domnul să binecuvinteze Domnul familia fratelui Marinică și a sorei Delia. Și Domnul să binecuvinteze cu mântuire și pe ceilalți din familie. Domnul să ne binecuvinteze la toți familiile. Amin. În psalmul 119, la versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu zice, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Soră Tamara, înaintea martorilor văzuți și a celor nevăzuți care sunt în ceruri, eu te întreb și te mărturisesc, dacă crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, până când vrei să-L urmezi pe Domnul? Până la moarte. Domnul să te ajute. Amin. Și nici moartea să nu te despartă de El. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat.
zice în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să dea înțelepciune, să dea neprihănire și să dea mântuire celui ce o caută. Frate Andrei, înaintea martorilor văzuți și a celor nevăzuți, eu te întreb și te mărturisesc dacă crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul? Toată viața mea. Domnul să te ajute. Amin. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, la capitolul 20 cu versetul 31 spune așa: toate lucrurile acestea au fost scrise în Biblie, ca voi să credeți că Hristos este Mântuitorul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți în El viața veșnică. Sora Anca, înaintea martorilor văzuți și a celor nevăzuți din ceruri, eu te întreb și te mărturisesc dacă crezi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Până când vrei să-L urmezi pe Domnul? Toată viața mea. Domnul să te binecuvinteze și să dea Domnul mântuire și la soț și la toată casa ta. Amin. Pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca lui Dumnezeu, eu te botez în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Amin. Amin. Cine crede se botează, cine a crezut s-a botezat. Aleluia, aleluia, aleluia. Cu toți în picioare. Tată Dumnezeu, fie binecuvântat numele Tău și pentru acest act al botezului. Doamne Tată, acum te rog prin puterea Fiului Tău și a Duhului Sfânt, scrie numele celor care au încheiat legământ cu Domnul astăzi, în apa botezului. Te rog să scrii numele lor în cartea vieții. Amin. Să rămână scris pentru veșnicie. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru ajutor, îți mulțumim pentru sănătate, fie prezența ta în continuare peste poporul tău. Amin. Și binecuvintează comuna Negreni. Amin. Și Doamne, dă har de mântuire la toți care ascultă.